vorbit în principal despre canetul de marinar, că vrem neapărat, am și făcut forma de hotărâre de guvern, am susținut din punct de vedere motivațional această decizie. Vrem neapărat ca navigatorii să aibă un carnet de valabilitate minim 5 ani și am mai discutat și problema înțelegerii dintre România și Norvegia cu privire la navigatori. Asta însemna că România și Norvegia ar putea să semneze un pact de înțelegere în care navigatorul român să lucreze pe nave sub avion norvegian. Fără această înțelegere nu pot fi angajați acolo. Ar însemna locuri de muncă mai multe pentru navigatorii români și, până la urmă, chiar și niște contribuții plătite la statul român în condițiile contractului colectiv de muncă negociat de noi. Încercăm să impunem și contractul colectiv de muncă ITF ca minim standard pentru toți navigatorii români care pleacă din România. Încercăm să găsim și o soluție pentru partea asta de acoperire socială în momentul și de sănătate, în momentul când pleci și știm foarte bine navigatorii să te acoperiți la bordul navelor de partea de sănătate, dar când ajung acasă, perioada când stau în acele libere, practic nu toți sunt acoperiți de o asigurare de sănătate. Și de ce nu, poate și la o soluție privind o contribuție specială, o lege specială pentru navigatori privind o contribuție pentru pensie.